Duminică, după ora prânzului, polițiștii de frontieră din cadrul Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu au oprit în trafic pe raza localității Daia un autocar Mercedes care efectua curse pe ruta Turcia-România. Cu ocazia controlului amănunțit efectuat asupra mijlocului de transport și a celor 40 de pasageri, polițiștii de frontieră au descoperit în cala autocarului mai multe colete în care se aflau 173 flacoane de parfum și 86 tricouri inscripționate cu numele unor firme cunoscute, produse susceptibile a fi contrafăcute. La cercetări s-a stabilit că bunurile aparțin unor cetățeni români, trei bărbați cu vârste cuprinse între 30 și 32 de ani, pasageri în autocar. Aceștia au declarat că au cumpărat bunurile dintr-un bazar din Istanbul fără a li se elibera documente de proveniență sau certificate de origine. Bunurile în valoare totală de aproximativ 45.000 de lei, dacă ar fi fost originale, au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor, iar în cauză polițiștii de frontieră fac cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de punere în circulație fără drept a unui produs purtând o marcă identică sau similară cu marca înregistrată pentru produse identice sau similare.